consultant politic face praf vizita lui Dragnea Dencil în Israel. Îi lansează o ipoteză explosiv: Netanyahu e un lider extrem de dibaci. Consultantul politic Cosmin Gu a declarat la Realitatea TV ce vizita lui Dragnea Dencil nu s-a văzut în presa din Israel. Acesta a mai declarat că Benjamin Netanyahu este un lider foarte abil, i-a știut cum se folosească vizita celor doi români. Întrebat cum s-a văzut vizita lui Dragnea Dencil în presa din Israel, Gu a spus: nu vreau să fiu nedrept, dar în mass media, cât am apucat eu să citesc, nu s-a văzut deloc, nu trebuie să fim nedrepti, poate nu a fost considerat o vizită importantă. Bibi Netanyahu are foarte multe întâlniri, pot să vă spun ce m-am întâlnit la centru de evenimente și la sala polivalent cu alte două personalități care au avut ieri întâlniri cu Netanyahu, separat. Deci alte două întâlniri în agenda zilei. Nu trebuie să considerăm că vizita lui Dragnea sau Dencil a fost vreun eveniment pentru Netanyahu. Iar Netanyahu, care are probleme mult mai grave decât are Trump, este obligat să joace foarte mult din punct de vedere mediatic. Iar acest subiect al mutrii ambasadei, în care Nite Guguțiușen politic extern, Dragnea Dencil, hai să-l puni pe Melecanu, lui i-a picat bine, pentru ce România este, din punct de vedere al Israelului, ar NATO, ar UE, dublu frontier. Dar el s-a văzut cu o doamnă de condiție intelectual foarte modestă, cu un baronef total dezalfabetizat, a mai spus Gu. Acesta a mai declarat ce este greu de înțeles cum Klaus Iohannis a putut fi catalogat drept antisemit, în urma declarațiilor susținute joi, două puncte: este ceva ce greu îmi închipuiam să ajung, un tip atât de civilizat și politicos ca Iohannis, altele sunt pecatele lui, să fie judecat ca antisemit. Cosmin Gu a mai spus că vizita nu a existat pentru evrei, iar dacă ar fi fost cu totul altar, sigur ce ar fi fost marcant. În concluzie, vizita lui Dragnea Dencil nu a existat pentru evrei? Sau dacă a fost, a fost mult mai puțin important, este normal să fie a... Netanyahu e un lider extrem de dibaci, el trebuie să folosească pe cei doi români care au fost aici. Dacă ar fi fost cu totul altar, sigur ce ar fi fost marcant, e vorba de prim-ministru în funcție și să fie majoritii parlamentare, a mai spus Gu. În final, consultantul a mai punctat ce este o vizită din care românii nu câștigă nimic, iar Benjamin Netanyahu nu este un actor politic de calibrul lui Donald Trump, Angela Merkel sau Vladimir Putin.